toate că subiect este unui postat, pot să încep cu o glumă. Mie place varza murată, mai ales că este un aliment de sezon. Dar, dincolo de această glumă, vă spun foarte clar și vreau să clarific aceste lucruri, astfel să nu existe umbre. Apreciez artiștii brașoveni, apreciez oamenii de cultură din Brașov, apreciez evenimentele pe care Brașovul le are, chiar dacă îmi permit în anumite situații să fiu critic, dar o critică eminamente constructivă. Am mai spus, avem Cercul de Aur, pe de-o parte este un festival de tradiție, poate că e cazul să îl reinventăm. Nu e alt gen de critică. Din punctul meu de vedere, în schimb, avem nevoie de mult mai multă ambiție. Avem nevoie ca Brașovul să-și găsească ambiția și pe zona aceasta culturală. Avem nevoie să fim prezenți pe harta culturii românești cu evenimente relevante și mari și de amploare și care să ne facă să fim mândri și care să acopere întreg spectrul cultural. Cred că pe tot ce înseamnă cultură este foarte important să aveți și să avem un dialog în comunitatea brașoveană. Cred că Horia Mihail este omul ideal să poarte acest dialog și să reprezinte și punctul meu de vedere, dar și interesele și opiniile acestui sector. Și în rest, nu vreau să comentez mai mult niște opinii personale care țin de libertatea de expresie, dar pe care eu, după cum bine știți, nu mi le-am însușit. Atunci îmi permite și mie o glumă unde a scuipat Cârjan după Cuza Coliban. Nu gust neapărat gluma aceasta cum este deplasată. Cred că este foarte important să provocăm și să avem o dezbatere în cadrul public, în spațiul public, de tot ce înseamnă cultură brașoveană și unde vrem să ajungem, exact care sunt problemele, cum putem susține cultura brașoveană. Și vă spun și dumneavoastră că vom avea o această dezbatere, o a doua ediție a acestei dezbatere, în 9 decembrie, va fi o dezbatere publică cu toți actorii implicați în arta culturală. Și mai insist doar foarte puțin pe acest subiect. Până unde pot merge părerile personale exprimate în spațiul public? Pentru că, iată că și dumneavoastră ziceți că nu vreți să o comentați. Sunteți un om de comunicare, știți dreptul la liberă exprimare, știți limitele acestui drept. Cred că le știm cu toții, probabil dumneavoastră mai bine decât mine. Pe de altă parte, dacă nu mă înșel, au fost și retractări, și nuanțări, și explicații date pe această temă. Dacă sunt necesare mai multe explicații, să vă rog să luați legătura direct cu persoana care le-a făcut.